dragilor, și bine v-am regăsit la un nou vlogmas. Penultimul vlogmas, nu știu, vă vine să credeți cât de repede a trecut luna decembrie? Mie nu vine să cred, mai sunt două zile și este Crăciunul. Parcă ieri făceam primul vlogmas și chiar nu vine să cred cum au trecut zilele, cât de repede au trecut. În vlogmasul de astăzi vreau să fac cozonăcei. Am văzut o rețetă pe YouTube și mi-a lăsat cu apă de cum am văzut poza și am zis că trebuie să încerc și eu această rețetă. Oricum o să vă las linkul în descriere, pentru că acolo vedeți și rețeta și ingredientele, de ce aveți nevoie. Eu nu o să vă zic chiar atât de amănunțit. O să vedeți cum îmi va ieși mie. Și dacă îmi va ieși bună, vă recomand și vouă. Este prima oară când o fac, este a doua oară când fac cozonăcei. Acum 2 ani parcă am făcut de la Jamila. Și mi-au ieșit bunicei, pot spune. Dar vreau să văd anul ăsta cum o să-mi iasă, sunt mega curioasă. N-am mai făcut biscuite de Crăciun, am făcut doar aceea cu banane și ciocolată, care ne-a plăcut super mult. Vă las aici un link dacă încă nu ați văzut rețeta. Dar am primit de la mama cornulețe și am zis că nu mai are rost să fac și biscuiți, prea multe dulciuri. Dacă am cornulețele, ne ajunge cu cozonaci și mama oricum a mai făcut prăjituri, așa că destul dulce pot spune. În ultimele zile am cam tras așa puțin chiulul de la vlocuit, am avut parcă așa o nevoie de o mică pauză. Oricum, dacă n-am vlocuit, asta înseamnă că nu s-a întâmplat ceva extraordinar. Ieri am luat o pauză de la filmat, am făcut curățenie, m-am ocupat așa de mine și am zis că filmez astăzi. Oricum n-aveam timp ieri să fac cozonaci, astăzi n-aveam nimic în plan, așa că am zis că astăzi fac cozonacii. În ultimul vlogmas, vreau să vă divulg așa secretul ultimului vlogmas, voi face niște ținute de Crăciun, nu știu chiar dacă voi face și de Revelion, adică combinate, Crăciun cu Revelion. Poate va fi un video viitor ținutele de Revelion, dar am câteva idei și dacă vreți inspirație, vă aștept și la videoul cu ținutele de Crăciun. Sper să vă placă ultimele zile de vlogmas, ultimele două. Chiar nu știu dacă îmi pare bine că se termină sau îmi pare rău. Poate voi încerca să fac mai multe videouri pe săptămână, poate voi crește numărul la 3 videouri pe săptămână, pentru că să filmez în fiecare zi este obositor, da, dar cred că 3 videouri pe săptămână aș putea să fac, oricum o să văd, o să mă gândesc și poate facem și asta. Și dacă am tras chiulul de la vloguit, nu v-am mai arătat nici ce se află în calendarul advent, așa că este momentul. Știu că ultima oară v-am arătat numărul 18, în care a fost un rimel super pe care îl port și astăzi. Îmi place foarte, foarte mult. M-am machiat așa puțin, nude, puțin slipici. Am zis că nu vreau foarte mult, foarte mult machiaj, pentru că nu vreau să arăt ca un clown și cu acest păr care iese foarte mult în evidență. Dar am plovărașul cu motive de Crăciun. Sunt îmbrăcată foarte, foarte comod, oricum și asta poate să fie o ținută de Crăciun. Niște colante albași, acest plovăraș, botoșei, călduroși. Mă zic foarte bine îmbrăcat așa. Ador acest plovăr, îmi place printul lui și este oricum foarte comod. Nu este nici foarte gros, pentru că în casă n-am nevoie de un plovăr super mega gros. Este între așa, nici prea grosus, nici prea subțire, este perfect pentru în casă. Am zis să mai port așa plovările și în casă, dacă n-am unde să le port afară. Haideți să vă arăt cutiuțele, să lăsăm vorbăria. Numărul 17. Stați că nu vrea să focuseze. 17, să vă arăt vouă mesajul. Și să vedem ce avem aici.
Oh, ce drăguț! Este o cremă de mâini. Aveam nevoie pentru că am mâinile uscate. Este cu argan și cu trandafiri. Mmm, cred că miroase super bine. Haideți să o încercăm puțin. Să vedem. Mmm, mamă, ce parfumată este. Și a intrat foarte repede în piele. Uitați-vă și voi, nu mai am nimic. Și nu lasă filtrul din acela lipicios sau gras. Este super bună. Îmi place. Și chiar o voi folosi pentru că mi s-a terminat crema de mâini. Am renunțat să mai citesc mesajul la început pentru că îmi dau seama după ceea ce se află și am zis că mai bine păstrez surpriza și îl citesc după. Acesta este numărul 19. Să vă arăt vouă mesajul. Sensitiv camomile de Corrective Green Cream Sensitive Skin. 7 ml are. Este micuță, nu știu ce este acesta. Cremă corectoare. Cremă verde. Da, este verde. Nu știu, n-am mai încercat așa ceva. Oricum vreau să fac un video cu produsele de la Yves Rocher, cum mi se par, pentru că am încercat câteva din ele și chiar aș putea să vă dau o primă părere, așa, ce mi-a plăcut și ce nu. Și voi face un video când, după Vlogmas, cu siguranță. Trebuie să citesc cum se folosește această cremă, pentru că nu știu. A 20 am aici, iar mă grăbesc. Mă grăbesc pentru că vreau să mă apuc de ecozonă, ce chiar mi-e poftă și o să dureze ceva. Este o adevărată rețetă. Nu este atât de simplu ca la biscuiții. Mai simplu era să fac biscuiții. Amestec toate ingredientele într-un bol, gata, pun în tavă, să fac biscuiții. Nu, aici este o adevărată tehnică. Să fie calde, să fie așa, să crească, să... Da, să vă arăt mesajul. Și să vedem, am văzut că este un parfumel. Nu o să citesc cum se numește, pentru că ar suna foarte, foarte dubios. Oricum, nu știu francez, așa că mai bine nu citesc. Haideți să-l încercăm puțin. Miroase bine. Dulceag, așa, mie îmi plac parfumurile dulci. Mai am un parfumel de la ei. Foarte drăguțe. Le pus în geantă, perfecte. Și acesta miroase superb. Și ultima ușiță pe care vreau să o deschid astăzi este 21. 21 și cred că trebuia să vă arăt și 22. Dar lasă că vă arăt mâine 22. 23 și 24 vi le voi arăta în ultimul vlogmas. Haideți să vedem ce se află în 21. Mesajul. Oh. Este o loțiune de corp hidratantă. Asta este, 30 ml. Cu aloe vera, pentru piele foarte, foarte uscată. Super, am gel de duș, am cremă, cremă de mâini, cremă de față, frimel, ojă, am primit de la ei parfum. De toate, îmi place foarte mult calendarul acesta, ce-a făcut toți banii, cred eu. Super calendar, super produse, am avut ocazia să testez. Mai am câteva, v-am zis 3 ușițe și se termină calendarul, ce păcat.
vrut un calendar pentru tot anul, dar asta e, nu se poate, prea multe cadouri. Așadar, eu mă apuc acum de cozonăcei și vă arăt și vouă procesul, cum fac și sper să-mi iasă delicioși și pufoși. Eu mi-am notat aici pe foaie toate ingredientele și toți pașii pentru a fi mult mai ușor. Consider că mi-este mai ușor decât să mă uit pe video, pas cu pas, așa că mi-am notat eu aici totul. Eu am rețeta de la Florin Arvunescu, am găsit-o ieri pe YouTube, mi-a plăcut și am zis să o încerc și eu. Și am nevoie de făină 000, bine, eu nu am 000, eu am 405, cred. Nu am avut făină de acest tip, dar o să încerc cu asta. Am cernut-o aici și am pus-o direct în bolul de la robot. Așadar, 1 kg de făină am aici. Lapte, am pus și laptele, l-am încălzit puțin, 500 ml de lapte, drojdie proaspătă, nu aveam drojdie proaspătă, dar a trebuit iubitul meu să mai îmi cumpere nuci, aveam doar 200 de grame și îmi trebuie 400, și așa că am zis să-mi ia și drojdie proaspătă, aveam doar drojdie uscată și vreau să pun 14 grame de drojdie uscată, dar acum că am drojdie proaspătă, voi pune 35 de grame de drojdie proaspătă. Zahărul am aici, încă nu l-am cântărit să văd. Îmi trebuie 230 de grame de zahăr. Untul l-am topit acolo. Am 200 de grame de unt. Am pregătit aici toate esențele de vanilie și de rom. Voi pune în aluat una de rom, una de vanilie și după aceea în cremă și în cremă și în ce mai trebuie să pun, stați puțin, în sirop mai trebuie să pun. Voi pune jumate de esență dintr-una în cremă și jumate în sirop, așa voi face și cu a doua esență de rom. Așadar am aici 4 esențe. Sare, o lingură, o linguriță de fapt, cred că o linguriță, eu atâta momentan, nu știu dacă mai am sare, dar voi pune o linguriță, cred că ajungem. Îmi trebuie 6 ouă, am aici ouă proaspete, plus un gălbenuș pentru un saluatul, așadar am 7 ouă aici. Coaja rasă de la o lămâie și portocală, am pregătit-o și pe aceasta. Cel mai greu mi se pare să pregătești toate ingredientele, sper ca după aceea să meargă mult, mult mai repede. Pentru umplutură, n-am adus toate ingredientele aici, dar o să vă zic, miez de nucă, eu am unul deja sfărâmat în bucățele mici și unul întreg, dar oricum o să fac cu blenderul, așa că nu prea contează cum sunt nucile. 400 de grame așadar, cacao nu am aici, dar 50 de grame de cacao. Zahăr 70 de grame, puțină esență de rom și de vanilie. Voi folosi albușurile rămase de la cele 6 ouă, pentru că în aluat voi folosi doar gălbenușurile, așadar albușurile le voi lăsa pentru umplutură. Și mai trebuie să aduc încă 50 de ml de lapte. Dar momentan haide să facem aiaua și să facem aluatul, după aceea vom face umplutura și siropul, vă mai spun pe parcurs ce mai trebuie. Mă apuc prima oară să fac maiaua. Am pregătit aici 35 grame de drojdie proaspătă. Voi pune peste 2 linguri de făină.
get out in the snow, lighting a light with you. Choirs will sing and the choirs will ring. Și sfărâmăm puțin să se amestece cu troștia. Am amestecat cât am putut eu de bine și voi pune o lingură rasă de zahăr. Lingură rasă de zahăr. Foarte bun. Și 3-4 linguri de lapte călduț. Sper să fie destul de călduț laptele meu. O amestecăm bine și 10-15 minute o lăsăm să crească. Mai las câteva minute, mai iau să crească, dar ne ocupăm de lapte. Laptele aici este cald, călduț. Așa trebuie să fie și când puneți în maia. Sper că va crește maiaua mea. Nu știu dacă era destul de călduț laptele, acum este foarte, foarte călduț. Și vom pune peste lapte zahărul, 230 de grame vom pune lapte. Vom pune această coajă de la lămâie și portocală, i-am pus doar jumate pentru că nu vreau să fie mega super aromat. Oricum, dă o aromă foarte, foarte puternică. Așa că am zis mai bine un jumate. Și pun și esența de vanilie și cea de rom. Miroase super bine aici. Această combinație miroase foarte bine. Și voi amesteca. Lăsăm laptele deoparte și ne ocupăm de făină, în care vom pune 6 gălbenușuri și maiaua, 6 gălbenușuri cu maiaua. După aceea începem să frământăm în robot. Eu am luat mixerul de la soacra mea, eu nu am un astfel de mixer, eu am mixer de mână, dar îmi trebuia un mixer din acesta pentru a mă ajuta la frământat. Începem frământatul după ce adăugăm ouăle, gălbenușurile și maiaua și după aceea adăugăm laptele treptat. Laptele treptat plus 200 de grame de unt topit și răcit și mixăm cam 10-15 minute.
Uitați cât a crescut maiaua. Arată foarte bine. Așadar o voi pune peste făină și gălbenușuri. Începem puțin să mixăm, adăugăm treptat laptele și la final adăugăm și untul topit și răcit și mai mixăm 10-15 minute până obținem un aluat așa elastic și puțin lipicios. Uitați cum a ieșit aluatul. Este pufos și puțin lipicios. Vedeți că mi se lipește de mână. Las aluatul la tospit pentru o oră. Îl voi acoperi cu un rotop. Și în timp ce aluatul stă la tospit, mă apuc să fac crema. Dar mai întâi să mă spăl pe mâini. A trebuit să îl rămân puțin cu mâna pentru că untul nu vroia să intre în aluat și am dat puțin mixerul la o viteză mai mare și a început să-ți stropească unt pe aici, așa că am zis că iau aluatul și îl rămân puțin cu mâna până intră tot untul. Câteodată fac o grămadă de mizerie în bucătărie atunci când gătesc, mereu încerc să fiu cât mai curată în bucătărie și să nu fac un dezastru, dar nu-mi iese întotdeauna. Așadar v-am zis că am frământat puțin cu mâna până să intre untul cât mai bine și după aceea l-am mai pus la mixer încă 10 minute. Haideți să facem crema, umplutura. Aceasta mi s-a părut cea mai interesantă dintre toate rețetele pe care le-am văzut. Umplutura, el o face foarte, foarte interesant și cred că va ieși o umplutură super cremoasă. Aici am albușurile de la ouă rămase.
Voi pune treptat nucile, dar mai întâi vreau să pun 50 de grame de cacao. Am adus aici cacao și am și căltarul. Și va trebui să pun 50 de mililitri de lapte. Grame de zahăr. Am pus cam mult lapte cu 10 ml, dar nu știu dacă este o problemă. Sper să nu iasă lichidă. Pun 70 de grame de zahăr. Jumate din esența de vanilie și de rom. Și voi adăuga treptat cele 400 de grame de nucă. Prima oară voi pune aceste nuci gata sfărâmate. Trebuie foarte că și voi amesteca cu acest blender, mi-am pregătit aici blenderul și voi face un fel de pastă cremă. Ia uitați ce a luat crescut am eu aici, mai are puțin și dă pe afară, miroase minunat ce a crescut. Să vă spun ce am făcut, l-am pus la cuptor 40 de grade, 40 de minute, ca să grăbesc puțin creșterea aluatului, să nu stau o oră jumate, pentru că sunt cam presată de timp. Așa că știu de la Jamila, din rețeta ei, că ea l-a pus la cuptor la 40 de grade pentru a crește mult mai repede, ventilație, este puțin călduț și așa a crescut în 40 de minute doar. Îl mai las puțin aici pentru că vreau să mă ocup puțin de sirop, siropul care îl voi pune la sfârșit. Aici am pregătit oul cu laptele, voi unge cozonacul după ce îl voi împleti. Și aici am pus pentru sirop 100 de ml de apă, am pregătit deja apa aici. Și voi pune 200 de grame de zahăr. Să vă zic ce am uitat să pun în aluat, voi să nu uitați, am uitat să pun sarea, nu am mai scris aici în pași că trebuie să adaug lingura de sare și am uitat de sare, am scris doar la ingrediente, că trebuie să adaug o linguriță, cred că, de sare. Și am uitat să adaug sarea, nu știu dacă este ceva rău sau așa, dar voi să nu uitați să adăugați puțină sare în un aluat, chiar mă oftic că am uitat, dar oricum văd că a crescut, sper să nu afecteze prea tare acest lucru. Pun sirop, 200 de grame de zahăr. Seama de la jumătate de lămâie. Și ce mi-a mai rămas din esență? Esență de vanilie și esență de rom.
Mai am mai jumate de sticluță, așa că le voi pune aici. Și voi pune acest sirop pe foc până se va topi zahărul. După aceea îl voi lăsa la răcit să se răcească și voi trece la împletitul cozonacului. Ia uitați ce monstru am eu aici, cât de mult s-a umflat. Fa, nu vine să cred. Voi întinde oricum aluatul cu degetele. Cred că este cel mai bine. Și haide să începem. Am pus aici puțin ulei. Întind puțin pe masă. Voi împărți acest aluat în două, dacă vă reuși. Pentru că este destul de lipicios. Că trebuie să mai pun puțin ulei. Și această bucată o voi împărți în două. Voi împacheta așa puțin fiecare bucată. Cam atât este și forma mea. Am încercat puțin să scot aerul din el și arată bine. L-am întins cu mâinile cât să nu se rupă, pentru că nu-mi doresc acest lucru. Și acum voi pune ciocolata. Voi face la fel și cu cealaltă jumătate, după aceea le voi împleti.
Ați văzut că am uns tăvile cu unt și pentru că nu mai am altă formă de cozonac, o să fac în această formă, o să iasă o semilună, fac la fel cum este și în video și mi s-a părut o idee interesantă să fac un astfel de cozonac. Așadar, acesta va fi dintr-o bucată, nu-l voi mai împleti, va trebui doar să întind această bucată, să o rulez și să o pun în această formă. I-am acoperit pe amândoi cu o folie de plastic și voi pune la cuptor, tot așa, la 40 de grade, doar așa un pic călduț. Îi voi lăsa vreo 10-20 de minute să văd până cresc, ca să nu mai stau foarte, foarte mult, aștept să crească. I-am acoperit cu folie, las puțin să crească, după aceea îi voi unge cu lapte și gălbenuș și urmează să intre la cuptor la 180 de grade pentru 40-45 de minute. Ia uitați ce minunății se află aici în cuptor, cât au crescut și mai au încă 30 de minute de stat. În 10 minute au crescut atât de mult. Sper doar să nu-mi explodeze cuptorul și să dea o cozonace pe afară. Sunt foarte mândră de ei, până acum se comportă minunat, miroase aici super, super bine, cu siguranță vor fi delicioși, nici nu mă așteptam la altceva, dar nu vine să cred cât au crescut. Oricum, dacă faci ceva cu plăcere și pui și puțină dragoste în ceea ce faci, mereu iese bine. Până se face cozonacul, v-am poziționat aici pe canapea ca să vedeți și brăduțul în background și vreau să desfac cu voi acest pachet de la Look Fantastic. Mi-am cumpărat două produse și pachetul a venit ieri, dar am zis că mai bine îl păstrez și îl deschid alături de voi. Eu știu ce se află în pachet. Între timp am și mâncat, cât aștept să se facă cozonacii. Arată deja destul de bine. Au crescut foarte, foarte mult. Foarte bine împachetate vin aceste produse. Primul produs este un tratament antifriz de la Philip Kingsley. Au avut ei aceste produse la reducere pe site și am zis să profit și eu de reducere. Mie îmi place foarte mult acel gel antifriz pentru că face părul să arate mult, mult mai bine și am zis că de ce nu să încerc și acest tratament, pentru că acesta mi se pare că l-am găsit în variantă mai mare, acela era doar o variantă micuță. Nu știu dacă este o variantă mai mare, dar costa destul de mult și am zis că lasă mai bine încerc acest tratament antifriz. Cred că este o cremă. Se folosește înainte și după să îți coapezi părul, pui pur și simplu în palmă și
și aplici pe lungime de la mijloc în jos. Și îți coafează mai bine părul, nu mai este frizat și nu mai este uscat. Acest produs hidratează părul. Foarte, foarte interesant și abia aștept să-l testez, pentru că produsul acela, gelul acela antifriz, mi-a plăcut super mult și am zis că o să mai testez produse de la această firmă. Să vi mai arăt o dată. Nu mai știu cât a costat, dar cred că întreaga comandă a fost 40 de euro, dacă nu mă înșel, cam 20-20. Undeva pe acolo, 17 cred că a fost această cremă de păr, tratament. Și am aici apa micelară de la Polar Ice Pure. Arctic Cotton scrie aici. În variantă mai mare, în variantă de 200 de mililitri. Abia aștept să mă demachiez cu ea astă seară, pentru că am rămas plăcut impresionată de această apă micelară. Mi-a plăcut foarte, foarte mult și, nu știu, pur și simplu demachierea a fost o plăcere. N-am mai fost în China, trebuie să mă demachiez, nu se ia rimelul, mă ustură pielea, de la atâta fricat se înroșește, trebuie să mă spăl 100 de ori la ochi ca să se ducă rimelul. Da, și după aceea să am pielea roșie și să pur și simplu să mă usture de la atâta frecat. Cu această apă micelară nu s-a întâmplat așa. Nu știu de ce, nu are nici ulei, să zici că este mai eficientă, sau Garnier are ulei, acea apă micelară galbenă, și nu face ceea ce face asta. Adică eu m-am demachiat cu acea apă micelară de la Garnier și pot spune că nu-mi place. A trebuit să frec atâta la ochi din cauza ei. M-am spus că mi s-a înroșit pielea la ochi și nici nu a luat rimelul așa cum trebuie, mi intră și ulei în ochi și văd așa în ceață, este foarte neplăcut. La aceasta n-am avut probleme dacă mi-a intrat în ochi. V-am zis, nu are ulei, nu m-a usurat ochii, n-am simțit după aceea un disconfort la ochi. Nu știu, mie mi-a plăcut foarte mult, chiar dacă este 20 de euro, am zis că, nu știu, mi-ajunge asta destul de mult, 200 de mililitri, așa că am zis că merită să o cumpăr pentru a-mi face demachierea, acest ritual al demachierii mult, mult mai ușor. Acestea au fost cele două produse, v-am zis, nu am comandat foarte mult. Mâine vreau să vă arăt și ce am luat de la reduceri și să fac niște ținute cu acele produse. Așadar, astea fiind arătate, hai să ne întoarcem la cozonăcei. Cred că mai iau puțin și sunt gata, vă arăt cum au ieșit și nu-i voi proba aseară, pentru că este destul de târziu și nu vreau să se cruzească așa înăuntru, pentru că vor fi calde, aștept să se răcească, vă arăt cel mai bine în vlogul de mâine câte pufoi sunt și așa, cred că este cel mai potrivit așa. Așadar, haideți să ne întoarcem la cozonăcei. Uitați ce minunății am scos eu din cuptor. Au crescut, arată super, super bine. Chiar sunt mândră de mine, pot spune. Și această semilună, cum vreți voi să o numiți, arată ca o prăjiturică. Au ieșit destul de rumeniți, pot spune. Cred că cuptorul meu era bine încălzit, de aceea au stat 40 de minute la cuptor, dar nu sunt arși. Acum urmează să-i înțiropez.
sirupat. Nu foarte mult, mi se pare că este cam mult sirop, nu vreau să exagerez cu foarte mult sirop, cred că ajunge și voi presăra puțin zahăr pe deasupra. Voi face mai bine joc cu mâna. Zahărul este presărat, este cam greu să pun siropul pentru că au o crustă destul de tare, acum a devenit cozonăcelul mai moale de la sirop, dar de pe acesta alunecă siropul și se duce tot în jos, dar oricum o să mai tragă și din tavă sirop și cred că va fi mult mai fraged, chiar sunt curioasă cum vor fi cu acest sirop. Am presărat așa frumos zahăr pe deasupra și arată nemaipomenit. Cred că sunt mega delicioși. Miros bine, nu pot să vă dau puțin miros, luați și voi de aici. Miros bine și sunt foarte mulțumită de ce mi-a ieșit aici. Eu m-am pus aici lângă Brăduț pentru a-mi lua la revedere de la voi. Din păcate nu m-am organizat prea bine astăzi și videoul va intra pe 24, dar veți avea două vloguri într-o zi, sper să aveți timp să le vedeți pe amândouă, na, prost organizare plus energia nu mai este la fel ca la primul vlogmas, pot spune. Energia mea este mai scăzută. Dar oricum este bine că am reușit să filmez și că voi posta. Eu mă duc să editez acest vlog. Sper să vă placă, sper să încercați și voi rețeta de cozonaci. Spuneți-mi în comentarii dacă voi deja ați făcut cozonaci și ce bunătățuri ați mai făcut. Biscuiței, prăjituri, albă ca zăpada. Abia aștept să-mi scrieți. Eu vreau să vă urez o zi minunată, o seară minunată, depinde când vedeți acest vlogmas. Noi ne revedem în următorul video, așadar v-am pupăcit, pa, pa!